Deci piciorul drept. Nu, ăla e stângul. Ăla, ăla. Așa. Cal. Mama, se încurcă în pedale să mă bată mama. Știi care e dreptul? Văd că te tot uiți la pedalele alea, nu știi. Bun. Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Enelba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LQT pentru o mega reducere. Salutare, prietenii mei, ceva ce-ți, eu sunt Andista, am fix te dau așa de la volan. Și bine v-am regăsit la un nou inalt episod din seara asta de Forza Horizon 5, alături de grasul de steț. S-a tot rugat de mine, a rămas la mine peste noapte în afară de asta, dar nu cu asta s-a rugat de mine. S-a rugat de mine să-l lasă să joace Forza, nu foloseam prea, jucăm noi pentru tine. Vezi că cu stâng... Așa. Astăzi împreună cu sunteți aici de față, care by the way n-are nici măcar permis, n-a început nici măcar școala de șoferi. O să las să-mi conduc audio la 7 pe Forza, desigur, pentru că în realitate ar fi o crimă. Ia, faci mecherii. Stai că te dau din spatele mașinii. Ia mă, hai, dă-i drumul. Că n-ai scos un cuvânt. Câte like-uri vrei să trimiți la video ăsta? Multe. Zi un număr. Bă, nu mai călca frâna cu stângul, ce ai cu el? Lasă-l așa. Nu știu. Deci, piciorul drept. Știi care e dreptul? Nu, ăla e stângul. Ăla, ăla. Așa. Ăla. Accelerație și ia uite din când în frână. Bă, că mai trebuie să schimbi și mai trebuie să schimbi. Aoleu, stai câte... Mamă. Invers, așa. Așa. Stai. Apăsați, băi, butonul de like. Mamă. Schimbă viteza aia, că omor mașina. Aoleu, doamne, ce... Ușor, cu calm, stai că frână. Mamă, se încurcă în pedale să mă bată mama. Cred că mai bine conduce este. Bă, cred că da. Bă, concentrează-te. Deci, dreapta are tot de... Vezi că acum ești pe reverse. Trebuie să dai încă o dată din asta. Da, da, știu. Ah, ok. Deci, ușor. Stai cu dreapta. Chill am. Așa, bun. Întâia, frumos. Accelerez, bun. Dacă mă aveai și ambreia și făceai... A doua, hai. Nu acum. Dă-i mă a doua, păi... Bă, tu crezi că atunci când o să faci școala de șofer, treci cu ea până în 7000 de turații? Mamă. Deci când mă uit la tine, ia zi tu mă, că sunt atâția copii care se uită la Forza. Ce e că nu știți să vă jucați, că ce ușor e Forza Horizon? Ia ce ușor, fii atent. Ia, hai mergi. Că e pe drumul mare, când lași tu 200 la oră. Hai că vine acum acolo, stai așa. Ia. Taci. Lăsa din accelerație, îți dai seama. Stai seama, mamă, stânga-dreapta. Mamă, ce se pricepe! Vai de mine, Schumacher, Mihail! Ai așa 7-a? Are. Dar nu cred că pot să le acum. Fii atent. Tu ești Schumacher, tu ești viteza, tu cu bercică. Să-mi bag piciorul de nu tu cu bercică, să-ți viteza. Mamă, ce repede învață fiul meu. Ești nebun? Câți ani ai stățile? 18. Și cât? Am 11 noiembrie sunt născut. Vai, ce bun ești. O, frână! Uite-l. Hai mă, că te începi să te plicepi ușor. Am transpirat, mă, vezi? Nici măcar nu ești în cursă momentan. Ia, stai un pic, apasă, dăm să-ți dau altă mașină. Că asta a fost de începători, da? Îți dau alta mai bengoasă, uite, iau pe asta, Intensa Emozione. Asta merge un pic de tot mai repede, doar un pic, nu mult. Un pic. Doar un pic mai repede, hai. Ia, stai. Ăla e frâna. Bă, zici că e albin. Da, Viesca. Doar un pic mai repede, de fapt. Hai să mergem un pic mai repede, ia. Deja 300 la oră, stă să vezi. Să nu faci... Vai de capul meu! Ușor, nu te mai împinge în el, că îl dai în partea aia. Așa, hai. Dă-i vice. Întâia, dă-i și tu întâia. Invers. A, o bloc așa. Hai că merge. Până la urmă. Da. Hai, de că merge, lasă. Păi stânga, da, până. Mamă. N-am reușit niciodată să blochez mașina în Forza până acum. Adică, mă rog, am mai reușit, dar greu, rău de tot. Stai așa să ne teleportăm undeva pe aici. Mamă, cât dai pe un TP? 4000 de credit, uite, mergem aici. Cum fac drift-ul? Păi trebuie să le faci. Mulțumesc. De asta e frâna de mână, cercul. Da, cred că dacă îți mai zic vreun buton, deja o iei razna cu totul. Ia. Adică... Stai așa. Aoleo. Mi-e frică de tine. Deci tu nu știi să ții mașina pe fața, trebuie să faci drift, da? Ia. Mă, la rucă, te pricep. Bun. Bravo. Bravo, stăți. Îi fac pe ăștia la o cursă. Îi faci la o cursă? Fac, nu, fac. Te bagă într-o cursă, imediat. Stai, bine. Ești în stare de ceva. Știi care e problema?
Trebuie să-i dau pe foarte slab dacă te va la cursă. N-ai nicio șansă. Ia să te bag, mă, acum. Acum? Acum. Controller sau păi asta. Normal că e mai greu. Tu ce credeai? Că de când dai din volan de două ori. Da, mă, da. S-o crezi tu. Ia să vezi. În cursă mai ales. Hai. Bine că e cea mai bună mașină din joc în sezon. Că e asta gen, e cea mai bună din cauza că e buguită. Cum ar veni. Bă, ce se duce, bă, fraierul ăla așa? The New Racer. Că e New Racer el. Bun. O, ușor, ce te panicași așa, nebune? Mamă. M-am făcut căcat. Văd. Pot să observ și eu asta. N-am ce informații să-ți dau. Cred că da. Ia uite ce-a făcut, lasă că te teleportează înapoi la el. Hai, du-te acum. Mamă, nu. De ce apăsași rewind? Și mi-o dată cu bății. Păi rewind-ul nu te dă înapoi cu boții, da. Nu mai ține apăsat! Ba da, fii atent. Uite. Și mă pe tine de hacker împuțit. Atâta, unde mai duci? Dă o moașă sare treabă. Dacă joci cu hack-uri din ăștia, mamă, acum nu l-o curba deloc, lasă, te deportează înapoi la check-ul. Doamne, iartă-mă. Doamne, pentru ce vă mă uit aici? Hai, da, du-te. Bagă. Văd că tot uit la pedalele alea, nu știi pe ce apeși? Hai de capul meu. Mamă, inima, inima. Acum dau mai mult. Nu-i deloc ușor. Inima mea. Vreau să-mi dai pe mai puține grade. Cum să-ți dau pe mai puține grade? Uite că-ți duci și icoana de aici, ești nebun. Icoana cu Sfântul Andrei din cauza ta. Ce-am făcut? Ce-am făcut și mă? Mamă, de rău, nu se rușeiți. Vai de capul meu. A, stai, ne descurcăm. Ce te mai descurci? Că e terminară, cred că deja cursa. Vai de mine. Buz. De ce zădăiți să faci cursă? În stânga trebuie să știi. Wow. Viața aia nu mă descurc mai bine. Zici tu? Hai, conzurată? Ma. Ești pe lângă stradă. Strada principală e în partea cealaltă. Doamne, dăm putere, Doamne, dăm răbdare. Nu, no, n-ai nicio șansă. Nu mai ai nicio șansă. Dă-i abandon, te rog eu. Niciodată. Fii atent. Lasă, ia înainte, țin, dă-mi. Ia mâna, lasă volanul, lasă volanul la mine. Apasă accelerația, hai, apasă accelerația, hai. Uleu. Gata, nu mai, ia și joacă-te. Păi n-ai făcut nimic. Păi da, pentru că nu mi-i lăsași când aveam ce nevoie de el, mi-i lăsași după aia. Păi dacă mi-i lăsași după aia... Lasă-mă că fac aici. Nici măcar n-ajung de aici. Bă, nu-i ușor deloc, mai rebu. Că te văd pe facecam. Dar asta nu-i... Adică nu știu, asta e o mașină foarte bună, dar mă rog, nu știu ce se întâmplă. Bine că e și foarte puternică, dar... Cred că tu aveai nevoie de un Logan. O mașină mai slabă m-aș descurca mai bine. Da, vezi? Stai să mai dau două clăpi și să văd dacă pot să dau două clăpi. Hai, stai, hai. Nu că te pricep. Cred că dau prea mult. Depinde, uneori dai prea mult, uneori prea puțin. Oi, de vezi ce te pricep. Cred că termin curta. Până la urmă. Cred, nu sunt sigur. Hai, vai de capul meu. Hai, ține-o, să sări volanul. Dă-mi cu altă mașină că nu pot. Aoleu, câte minute filoară? 10 minute nu fusești tare să faci nimic. Hai. Domnul din spate, dă-i asigurarea lui domnul din spate, pe care l-o miști la semafor. Vai de mine. Hai, stățule, hai. Vai de capul meu. Nu că te pricep, te pricep. Ia pe te pricep. Ia. Poftim. Un corvetă să trebuie ține în realitate, că de-aia nu conduceai bine, că n-aveai corvet, văd. Aude cu corvetul, mamă ce trebuie. Mamă, aproape de făcut drift, văzuși? Da? Da, deci... Ia uite-l! Vai de mine! Moa! Bravo, bravo! Chiar deci nu. Se vede că ești pe marșalier. Wow!
Bine, mă. Nu, că poți. Nu, mă, că știi. Bine, dacă zăream pe automat, cred că era și mai ușor pentru tine. Merge așa? Ba da, dar la nu la 300 la oră. Și la curba aia. Adică ia curba, nu se strică volanul, să știi. Dar e cam fizică pură, știi? La viteza aia nu-ți mai ia viraj. Nu, că oricum tu te pricepi. Vrei să fac un drept frumos? Ia fă un drept frumos. Da, să ai și unde, aici nu prea știu ce drept care să faci, sar de pe pod. Eventual. Că în jocul ăsta nu e așa ușor de făcut. Ia. Wow. Acum doar mă încălzesc. Nu, că te pricep, te pricep. Și când ziceai că vrei să faci școala de șoferi? De regal. Zic că vrei să faci, ca să știu să spun o vorbă. Nu fac. Să spun, nu-i dați ăsta permisul să mă bată mama. Ia uite ce face, doamne. Fii atent, aici mergi un drept bun. Știu eu mapa. Știi tu bine? Da. Ia să vedem. Tu joci Forza Horizon? Da. De unde ai dobut bani de Forza Horizon? Da, la 3 luni, gratis. Ah, bun, bun. Nu chiar gratis, am dat 10 lei. Aaaa, da. Dau prea mult de pola, am. Ia, relaxează-te un pic, că ești cam încordat, fă-s-o eu. De-aia nu conduceai bine. Stai așa, nu poți să schimbi ăsta altfel? Ce? Doar pe pedale atât? Ce să schimbă? Vitezele? Da, normal. E ca la mașina reală, poți să de ori automat, ori din padele, nu schimbi. Scuză-mă, nu toate mașinile au. Vrei să-ți dau ăsta? O fi greu? A, nu, e ușor. Eu cred că mi-e mai ușor cu ăla. Nu, nu ți-e mai ușor. E greu să-l faci? E. Păi nu, că e băgat. Dar numai că trebuie așa. Acum, așa, întâia. Hai că schimb eu vitezele. Frână. Că n-am văzut că-i curge, mă. Stai, că te bagă marșa ariet. Marșa ariet nu poate jos. Nu vrea să intre, stai. Am dat, ce-o vreau, stai. Uite că marșa ariet nu intre, hai. Mă, ce faci, bătrălezi? Ți-o scot din viteză. Hai. Bă! Lasă așa, mai ușor că e mai drăguț. Aoleo, nu, hai că te las să dai tu din partea de gara, că te încurc cu ăsta. Praf te faci. Nu, ștețule. Hai să dă-te un pic la o parte, să... Vrei să mă vezi tu? Să-ți arăt un pic, după care oprim episodul și dacă vrei să te mai duci aici să te faci de râs off camera. Hai, oprește tot pe dreapta. Bine, mă rog, ești pe dreapta, da, mă rog. Nu, că te pricep pe drift. Aoleo. Nu știu, mai vrei să faci drift, este? N-ai șanse, stățule, lasă așa. Bun, nu, că... Iarăși, nu ține minte, mă, nu ține minte că se dezmembrează căștile, mă. Ia căștile pe urmă. Stai acolo, nu aici. Mai cum vrei să conduc dacă nu-ți la volan? Grasule, ce ești, că... Uite, bă, știu ce mic și subțire sunt, uite ce repede mă bag aici și uite-te la tine, că când ieși în 10 ani de aici, ești nebun la cap. Ce să stric asta, că mi se pare că e cam... Aaa, deci vezi, nu-i de la mine. E rigid volanul, nu știu ce. Vezi, nu-i de la mine. Nu fi rigid, da. Mi se pare prea ușor. Ce ți-e pare prea ușor, volanul? Da. Nu? Adică tu spui că la mașină e așa? Nu, la mașina servo-ul e mai ușor. Depinde de mașină, dar servo-ul e ușor la mașină. Hai, vă dați la o parte să-i arăt și vă stăți aici la un drum. Ce? Stai cu șoferul acolo. Da, lasă-l acolo, nu mai încoace, aude. Hai. Vezi, ăsta cum se conduce, nu se chinuie mașina, nu se... Aude. Când te uiți la mine azi, pare mai ușor parcă, nu? Uite, ieși și eu de corp, poc, ai aude-te la mine, ia fii atent. Vreți să fac cu asta nebună? Ce se concentrează? Normal că mă concentrez, că mereu când mă joc mă concentrez, dar oricum acum nici nu știu ce să țară, că conduc pe linie dreaptă, iasă, na, conduc, na, vezi, ia uite. Arată ce frumos merge pe linie dreaptă mașina, o vezi? Ia uite ce stă. Păi asta zic, ia uite. Vezi și pe linie dreaptă trebuie să ții volanul drept, știi? Nu trebuie să iei stânga dreapta pe linie dreaptă. Uite, genul așa, știi? Pe linie dreaptă. Bine, dacă vrei poți să faci așa, știi?
Uite. Dar să nu o pierzi, vezi? Mai bine că nu o să. Nu, că e, te înveți când te joci la mult. Dar nu e așa ușor. Oricum, că fii șofer, te duci mai repede. Ce? Că fii șofer, te duci mai repede. Normal. Dar zice, nu e chiar ca în realitate, adică cu e-mail. Da. Prietenii mei, că am adus să fiu ca acest episod, sunteți... Mi-am arătat că nu e stare de nimica și bine, n-am cum să vă arăt la fiecare dintre voi, dar așa sunt mulți dintre voi care zice: ce mă, că volanul e ușor, trebuie să faci cu volanul. Ăsta nu s-a lăsat, dar nu e în stare. Nu e așa? E greu. E greu, ne vedem data viitoare, pa!